ziua miaza mare, după cum spune el, la orele 12, în mijlocul satului, l-au bătut, l-au pus în portbagajul unui automobil și l-au dus undeva pe câmp. Este cine? Cine? Soțul meu. Așa? Și încă trei nepoți. În ziua aceea nici nu l-a văzut, nu numai că să-l răpească sau să-l bat, să-l lovească. Anterior a avut ceva cu el, atunci el era beat, striga pe drum și soțul i-a dat o palmă și a spus să duci telefonul înapoi. Trebuie să fi fost acolo persoane care pot confirma că a fost sau a avut loc o bătaie sau neînțelegere între ei. De fapt, nimeni nu a văzut. Fiindcă așa ceva nici nu a fost. Pentru Sergiu, soțul tău, lucrurile stau cel mai grav. Da. El este considerat nu doar răpitor, nu doar agresor, ci și organizatorul acestei crime. Da. Partea vătămată își schimbă declarațiile. Pentru asta se prevede răspundere penală. Noi stăm și discutam. De ce, cine și pentru ce? Feciorul dumneavoastră este singurul din cei trei care nu este arestat. Cum da, el e pe știhotare, nu de atât. Dar când a plecat? Imediat după săvârșirea... Da, de uza, pe 31 octombrie, el pe 30 s-a întâmplat, pe 31 el s-a dus. Dimineața, când după ce s-a dus băieții la dânsul acasă și a întrebat, măi, e Dima... Băieții voștri? Asta a două zi. Din punct de vedere legal, chestia asta nu era corect să petreacă-l sub nicio formă. Asta nu ne pot ierta, doar noi tot ziua am stat împreună, eu cu Sergiu. În acasă. Ziua aceea o țin minte ziua aceea o țin minte și niciodată nu o s-o pot uita. Cum se face că ești acuzat de răpire? Ori l-a pus cineva nevăst împreună atunci că vine vărul la noi, ori nevăst la unchi sară ne-a auzat cumva, dar nici idei n-am cum am ajuns eu în tata. În această seară discutăm despre Sergiu Joacăbine din satul Coșernița, raionul Sorești. El este învinuit că împreună cu doi nepoți de-ai săi l-ar fi răpit și maltratat pe un consătean, Dumitru Grițcu, de 26 de ani. Rudele acuzaților sunt convinse că dosarul este cusut cu ață albă. Iar acum a venit momentul să aflați cu ce argumente se apără unul dintre învinuiți. Tudor Joacăbine a venit în studioul nostru să-l salutăm. Domnule Tudor, bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara. Eu vă rog dumneavoastră să ne povestiți. Ați avut un conflict cu Dumitru, care acum, iată, îl acuză pe feciorul dumneavoastră de răpire și de agresiune. Da. Lucruri grave. Da, ați avut? Da. Puteți să ne povestiți când a avut loc și despre ce este vorba? Este vorba că în 2019. Așa. Toamna, noaptea era, eu venim cu becul de la telefon și m-am întâlnit cu dânsul, nu de parte de casa mea. Și eu a spus să-i dau o țigară. I-a spus, du-te eu și-ți cumpără. M-a luat telefonul din mână, m-a lovit și-a fugit. Eu telefonul am văzut că l-a aruncat într-o grădină acolo. M-am dus, el de mi-era stâns, cu sări cu bătărie, că m-am dus la soră lui și i-am spus, să vii a dăuză dimineață la mine, să stăm de vorbă. El nu a venit. Am adresat la polițist. Undeva o săptămână, două, poate și mai mult. M-am întâlnit cu polițist și a spus că îl caută. El e dispărut, nu e în localitate. Păi și polițistul este decedat. Și nu s-a luat niciun. Așa și până în ziua de azi. Nu s-a luat nicio măsură cu el. Da, nu. Din 2019. Sunt da, deja 2019, aproape 2 ani. Da. Și incidentul despre care Dumitru s-a plâns la poliție s-a întâmplat exact peste un an. Așa ar ieși. Da. Da, da. Aproximativ un an. Cum credeți, Dumitru putea atunci, de atunci să vă țină pică, nu știu, că ați mers la poliție, v-ați plâns, și să-i facă un rău și să inventeze această poveste despre Serghei? Nu știu, el putea să o invite deasupra mea. Mă gândesc și eu. Dar ce ar avea Serghei? Da, el absolut n-ar nimic. Ce credeți, domnule Tudor, despre tot ce se întâmplă? De ce ar face Dumitru? De ce e într-o zi, el s-a trezit, s-a dus, a scris o plângere pe... Asta Dumitru, el e implicat de cineva să facă chestiile astea. Aveți vreo versiune? Aveți vreo ipoteză? Cine ar putea să-l influențeze? Nu pot să știu sigur, nu știu că... Mă gândesc eu că el nu-i capabil la așa ceva să... El dă, mă rog, dacă are studii speciale. El nu-i capabil la așa chestiuni.
Deci e prea complicată răzbunarea asta. Da, dacă nu puteai eu să inventezi. Pune, să înveți poezia asta și așa. Acolo cum e scris în dosarul și ala, nu poate pronunța așa cuvinte, cum se scrie. Seamănă să fie totuși o răfuială, dar orice nu s-ar întâmpla, trebuie să existe un motiv. Cineva din ăștia trei, cuiva nu i-a plăcut, dar foarte mult nu i-a plăcut, până așa măsură că pe toți trei să vă bage la închisoare. Este o infracțiune, într-adevăr, destul de gravă. Sentența, adică toți se învinuiți într-o infracțiune gravă și mă gândesc care ar fi motivul, poate totuși vă mai gândiți voi bine și spuneți tot adevărul. Undeva ceva este la mijloc. Dacă spuneți cu atât mai mult că Dumitru nu este capabil de așa acțiuni, el nu-și dă seama, nici nu poate pronunța cele scrise în declarații, atunci cum credeți? Este cineva în spatele lui care ar fi interesul? Sau mai mult decât atât, să admitem cazul, că este o persoană care ar fi interesată sau co-interesată, ca voi să purtați răspundere, da? Să fiți închiși la închisoare, pe ani grei. Atunci, care ar fi interesul organului de urmărire penală? Dumneavoastră, sunteți asistat de un avocat? Da. Ați făcut cunoștință cu raportul de expertiză în urma să vedeți leziunile care au fost cauzate și ce în concluzie scris în raportul de expertiză? Fiindcă se dovedește faptul că el într-adevăr a fost bătut sau nu, n-a fost bătut. Concluzia e că el cu înălțimea lui, lovire cu pământ, poate și bă, așa leziune. Asta e ultimul punct în raport de expertiză, de obicei spune. Da, primul punct spuneați-ne, dacă ați memorizat ultimul, trebuie să-l memorizați și pe primul și scrie în primul punct. Nu se exclude și peltură de la o bătă, nu se exclude și bă cu... Totuși nu se exclude. Da. Asta înseamnă că leziunea ar fi fost bătut. Totuși. Ceva ce mi-a trezit dubii, el spune că l-au lovit cu pumni și cu picioarele, 4 oameni. După care a doua zi merge și își face expertiza și are leziuni ușoare. Cum? L-au lovit acolo unde l-au pus în portbagaj. Afirmă că l-a lovit și pe câmp, acolo unde l-au dus. Și după asta are leziuni ușoare. Iată, și iar aici îmi dă dubii. Chiar seara, dacă l-au lovit, să presupunem că l-au lovit, atunci trebuie să rămână, după atât cum spune el, că l-au lovit cu pumne, pe mâinile omului trebuie să rămână ceva, nu? Soțul a venit acasă, era tot normal, seara, n-am observat nimic, a venit acasă din câmp, el aștepta cumnatul de la lucru, de la serviciu, pe urmă au venit băieții la el. Atât ne se pare un ghem, atât de complicat, noi nu putem să-l dezlegăm. Și nici nu înțelegem de ce cineva ar fi făcut asta și anume de ce lor. Până la urmă, cu mașina care a fost dus, bine a dus, cred că nu, el a spus culoarea, el a spus modelul. Da, culoarea. Mașina a fost luată la expertiză după jumătate de an. S-a petrecut, adică răpirea în octombrie și s-a luat mașina la expertiză în martie. Dar oricum, peste jumătate de an, peste acolo jumătate nu mai erau niciun fel de urme. Păi, dar îmi vine foarte greu să cred 4 bărbați bat pe o persoană singură, mă uit numai la Serghei. Așa, zdrăvănuț. Numai el, dacă dădea vreo 2 pumni, vreo 2 picioare, cred că acolo vorbeam de leziuni, poate de amușimedii, niște fracturi de coază, dar 4 bărbați slovească. Eu cum nu vorbesc, excludem celălalt fapt, răpirea propriu-zisă, dar iată anume că am auzit despre că mergea în jumătate, de-abia se mișca. De la leziuni ușoare nimeni nu merge îndoită sau în genunchi. E vorba de, nu știu, aici chiar e ceva stran, nu se leagă. În această seară vorbim despre 3 bărbați din Coșernița, raionul Florești. Ei sunt acuzați că l-ar fi răpit și maltratat pe un consătean de-al lor. Anterior am auzit de la rudele acuzaților că dosarul ar fi fost fabricat. Totodată, tatăl uneia dintre ei crede că presupusa victimă se răzbună astfel pentru un conflict mai vechi cu el. A venit momentul să-l auzim pe tânărul care se plânge că a fost urcat cu forța în portbagajul mașinii, dus pe un câmp și bătut cu cruzime. Dumitru este acum în legătură directă cu noi, el se află în Rusia, la muncă. Dumitru, mă auzi? Vă aud. Așa, foarte bine. Și noi te auzim. Din păcate, nu putem face legătura video cu tine, pentru că presupun că internetul la tine este cam slab. Dar mă bucur că putem vorbi măcar la telefon. Greu prindeți.
Așa, hai să vorbim puțin la telefon, chiar dacă nu ne vedem, dar ne auzim bine. Uite, stăm aici în platoul Vorbește Moldova, am auzit până acum mai multe despre infracțiunea care ar fi fost săvârșită împotriva ta, dar vreau să te aud pe tine. Tu ce ți-aduci aminte din ziua de 30 octombrie 2020 și cum s-ar fi întâmplat totul? Poți să ne povestești, te rog. Da, da, 30 octombrie era orele între 2 și între 3. Ziua, da? Și da, venim în sat, eram, și mă chem acasă și s-a oprit o mașină. De unde veneai, Dumitru, te rog să ne spui, de unde veneai și unde te duceai? Bine, am fost pe la un băieț, nu era acasă și am mai grăit cu niște oameni și acum am pornit acasă. La ora 2, între 2 și 3, nu țin minte, ora care era. Dar ora asta era. Așa. Și m-am pornit acasă pe la este la noi, acolo, podul morțului. Dar când s-a oprit, să oprește o mașină, nu a cunoscut șoferul, nu... Și da, mă, și da, să dea Serioja este Jimmy jos, Serioja Rusu și Serioja Soroca, nepotul tot. Familia i-a uitat cum e. Dar ce mașină era, Dumitru? Ce mașină era, ți-aduce aminte? Mașină bătea în surie. N-ai reținut marca, modelul? Nu. Dar o dată este Serioja Jimmy jos și m-a început pe mine bani. Deodată? Fără atunci, să-ți spună ceva? M-a dus că și cu atunci cu fratele meu nu și-a avut și cu fratele meu de intins acolo, dar eu zic că cu fratele m-am împăcat tot normal și m-a început a bat. Și-a s-a dat Serioja Rusu jos, șapșașa lan. Trebuie să mă băteu și m-a bătut cam undeva ta... O jumătate de ceas acolo și aici Serioja Jimmy s-a dus la șofer și am văzut că nu s-a dus la șofer și nu și-o grei cu șoferul și s-a apăsat un buton, cred că dinuntru și s-a deschis bagajnic singur s-a deschis și m-a luat trei și m-a pus în mașină, în bagajnic. Uh-huh. Dar din bagajnic m-a dus pe deal, nu departe de sat. Și m-au dat și acolo jos, tot m-au bătut acolo și unul din drâns și eu zis că ca vine o mașină. Și când m-au pălit după cap, m-am trezit în posadcă. Și asta tot ce ții minte, da? M-am trezit în posadcă, 7, începul la 8, jumătate la 8, m-am trezit în posadcă. Așa. Și da, m-am dus eu în șeșor, m-am dus acasă, nici nu acasă, dar tata meu era cu vaștile în locul la o femeie și... Acasă când m-am trezit, a putat mă sunat. Telefonul avea 2%, nici nu am auzit. M-a sunat de 4 ori până am auzit telefonul. Și telefonul, dar se descarcă astăzi și eu m-am trezit după sunetul la telefon și m-am dus, dar m-am luat femeie și ea. Tata era cu vașile. Și apoi vine mama, iar mama venise de la Chișinău și am zis sune la poliție. Au fost poliția, scori atunci seara. Ai stat și la spital, Dumitru? Nu am stat. Aha. Nu mă luam, mi-au făcut niște injecții acolo de durieri, schinare mă dure cap tare și am uia capul mă doare tare și mă părinț într-o parte și ajung în alta și tot așa. De la apălitura așa, de când m-au bătut ea. Dar te-au bătut tare cu pumnii și cu picioarele? Dumitru, cum te-au bătut ei? Toți trei te-au bătut? Toți trei, cu pumnii, cu picioarele, cu genunchii m-au bătut. Dar șoferul? Serioja, Jimmy, a zis că nu m-a uitat în față. Dar așa, în schinare, scoase mă băteu. 31 octombrie, vine Serioja, aici Jimmy și soroc, aici la nepoțu. Așa l-am, atunci s-a dus la Cehia, tot în 31 octombrie, a zis, duceați cu voi. Eu le-au spus, hai, te-am la primărie, dar așa a zis că mă duc la Cehia, duceați cu voi și apoi mi-a spune și mie. Și au venit cu Andrei Cibotariu, aici pe o galonă roză. Tu cum crezi? De ce ei te-au bătut? Ce motiv au avut ei să te răpească, să te bată? Eu am înțeles. Eu, din cauza că aici tata lui Soroca, lui Joacă Bine Sergiu, și am avut într-o seară, el nu m-a făcut nici cuvinte murdare și era bat și mi-a șerat țigări de la mine. Dar el cerea țigări de la tine. Mă duc, trebuie să mă duc și cu o tare mă să-mi iau sunca de la o soră de-a lui tata.
Și el m-a pălit pe mine cu pumnul la buză. Și da, eu l-am împins și el nu știu cum cu eu dat-o vrut să-i sune, nu știu cu ele, și eu l-am împălit pe cuciorul pe telefon când l-am împins. Și eu chica telefonul jos, un telefon Nokia cu nopi, simplu. Da, cum a fost? Și eu m-am dus mai departe și ea din cauza aia asta ea mă băteu pe, m-a bătut pe mine. Deci ei s-au răfuit cu tine, da? Da, din cauza acestui incident. Da, cum mă băteu, se întâlnesc, mă catau și se mă bate. Ia n-ascultă, tu spune cinstit cum a fost. Da, eu aici să cinstit cum a fost. Cum a fost și așa-și grăiesc. Dimineața la rutieră, tu ieșeri tot țigară de la mine. Magazinul era închis. Asta nu a fost la rutieră, Eu seara când m-am dus la nălăraia, da. Când eu sunt ca cu haine, atunci seara a fost asta. Când m-a ta mai pălit cu pumnul în pal la buză, mi-a crăpat buza și așa-și tot țigară. Și ai zis, deși n-ai. Și am zis, duci ca treabă. Și m-a dat, eu de-am prins și a chicat jos și m-ai scos telefonul să-i sun. Și eu de-am pălit pe mână și s-a sărit telefonul și ala simplu. S-a sărit în sus și a chicat jos. Și eu m-am dus mai departe. Nu pot să vorbesc de așa om. Dar de ce, domnule Tudor? Acum puteți să dați replica. Dimineața la rutier noi ne-am întâlnit dimineața tare. Eu dimineața la rutier nu m-am întâlnit cu dânsul. Dânsul la rutierul dimineața nu m-am întâlnit. Domnule Tudor, dar dumneavoastră nu ne-ați spus de dimineață și de rutier. Dumneavoastră ne-ați spus foarte clar că într-o noapte, da. Dumitru v-a întâlnit în drum, v-a cerut o țigară, l-ați trimis să-și cumpere el țigări și v-a atacat. Curieg. Acum dumneavoastră încercați să ne spuneți că nu știu ce s-ar fi întâmplat într-o dimineață la o rutier. Nu, dimineața eu l-am servit, ia ca și vreau să vă spun. Da, eu l-am servit. A doua zi? Nu, într-o tanșie dimineață. El vorbește despre incidentul? De seară. De seară. Da. Așa. Dar dimineața eu l-am servit, dar seara de-am n-am vrut să-l servesc și a spus, du-și să-ți cumpără. El a luat telefonul, m-a lovit și a fugit. Sergiu, poate tu vrei ceva să zic. Eu numai atunci seara m-am întâlnit cu dânsul. Numai atunci seara, atunci noaptea era ora 11 de noapte, că eu țin minte că nu eram mat. Așa. Cadouza m-am dus în eu sunt, dacă mă duc, cadouza trebuie să mă pornesc la Portugalia. La ora 6 m-am dus Chișinău la Chișinău. Am ajuns ca de la Chișinău, m-am dus la ora 6 la Chișinău m-am pornit. Și dimineața nu m-am întâlnit, eu numai seara, atunci în două așa numai seara l-am văzut pe dânsul. Dumitru, eu am înțeles care este ideea ta și din ce cauză te-ar fi bătut aceștia trei. Eu nu am înțeles un lucru totuși. Cum a ajuns acel Nicolae reținut și apoi eliberat? Tu le-ai fi zis mașina, polițiștilor despre Nicolae? Ascultați-mă. Mașina s-a mânat ca uia și eu am zis că numai el are așa mașină. Aha. Ca uia s-a mânat. Eu am zis că dacă e mașina uia, nu cred că el era. Dar nu, a fost invers, nu era, nici mașina lui, nici el nu era. Dar despre ceilalți trei pot să ne confirm sigur că anume ei au fost. Sergiu joacă bine, Sergei joacă bine. Șoferul știu. Nu, ei au fost, ei. Sigur, ești sigur de asta? Da. 200%, dar 500, 1000. Spune-te, rog frumos, tu spuneai că undeva s-a întâmplat tot între jurul orelor 2 și 3, spuneai că nu ți-i minte, dar până la urmă ai spus că ora asta a fost. De la 2 și 3 te-au bătut jumătate de oră, așa ai zis, da? Da, când m-am întâlnit ea cu mașina. Da, și după asta tu ți-ai revenit la orele 8. Da. Ți-ai revenit la orele... Tu ai fost fără cunoștință, să bănuiesc, eu ai fost bătut așa de rău? M-a pălit după cap, nu știu și cu o bită după cap m-a pălit. Dar nu-i pălit din lung, dar din scurt e pălit. Și am încercat fără să znați și m-am trezit în posată. Și tu te-ai trezit și l-ai sunat pe tatăl tău? Sau tatăl te-a sunat? Tata meu m-a sunat pe mine de vreo două ori și telefonul avea vreo 3%. Și cum la ultimul zvanoc, acum o sunat și atunci la ultimul zvanoc. M-am trezit eu, nu știam unde. Când am văzut, am drumul și pântâna, mi-am dat seama unde. Dumitru, spune-te, rog, dar în cazul în care se constată că ești vinovat, cum vrei să fii pedepsit? Să-ți achite sau să fie alt pedeps în privința lor aplicată? Și bă, pedeapsa care o merită și... Dar tu care o vrei? Cât e stateaua? Cum e stateaua, așa să le-o doresc. Așa, și ultima întrebare eu am față de tine. Am înțeles, Dumitru. Uite, tu spui că incidentul acela cu țigara, cu telefonul, l-a început Tudor.
dar ai venit din Portugalia și ai pus, și ai pus mohorici tu. Da, de ce? Hai să nu uităm de atunci și mai fost atunci seara. Bun, și cum mă întâlnesc frate, cum mă băte pe mine. Păi, dar tu zici că el a fost vinovatul de acel incident cu țigara în noaptea. De ce să-i pui tu mohorici atunci când știi că omul este vinovat și el te-a atacat? Eu am vrut și băgine să nu mă anime, frate, serioză, ăsta, Jimmy, să mă bat. El s-a fugărit odată cu toporul de urma mea. De ce s-a fugărit cu toporul? M-a zis că l-am împins pe fracio și l-am bătut pe fracio. Ia a, tot de acolo. Zis, tot de acolo se trage. Și de asta ai zis să pui mohorici și să pui capăt acestui conflict, crezând că așa o să te împaci cu toată lumea. Uite, în câteva momente vom afla cu ce argumente se apără Sergiu Joacă Bine, pe care tu îl crezi chiar organizatorul acestei răfuieli. Totodată cu toții vom auzi cât de sincer va răspunde el la detectorul de minciuni. Pentru că i-am oferit această posibilitate să treacă testul la poligraf și el l-a acceptat. Dar până atunci, eu te rog să rămâi în legătură directă cu noi, iar noi o să discutăm cu experții. Cum vi se pare povestea lui Dumitru, tot ce a povestit el? Dumitru, eu îmi doresc foarte mult să te cred, de aceea o să spun niște întrebări simple, banale. Domnul Tudor este o persoană agresivă? Da. Și ceilalți, domnul Serghei, Sergiu? Da. Agresiv. De unde știi? Da. S-au mai bătut cu cineva în sat? O mai bătut ăsta, Jimmy, l-au mai bătut pe unul. L-au mai bătut pe unul și l-au pus cu el cu nasul. L-au bătut și l-au pus sapi groapa la dânsul, are o casă de la vale, la casa și la dânsul de la vale. Și drum, mai are din o casă. Și l-au pus pe unul vasul de... cu lier, cu familia. L-a pus sapi groapa și-l băteau așa de tare, așa de salinat. Deși ala că i-a furat iepuri. Deși ala că nu i-a furat, și-l vrut să-l îngroate. Dumitru, asta despre cine povestești? Despre Tudor sau despre Sergiu? Despre Serios, așa mai bătrân. Aha. Deci el este o persoană cam agresivă, da? Asta vrei să spui? Da. Haideți să-l întrebăm direct pe Sergiu Joacă Bine dacă el ar fi pus la cale răpirea lui Dumitru Grițcu. Sergiu a venit astăzi în platoul nostru, să-l întâmpinăm. Sergiu, bună seara, bine ai venit la noi. Te rog să iei loc. Sergiu, uite, anume tu ești principalul acuzat în dosarul răpirii lui Dumitru Grițcu, care este și el în legătură directă cu noi. Știu că tu pledezi nevinovat, dar te rog să-mi spui, cum îți explici tu faptul că Dumitru te acuză anume pe tine, că tu ai fi organizatorul răpirii și nemijlocitul participant? Eu sunt sigură că el este implicat și în alte conflicte. Oare de ce la noi în țară nu se cred oamenii care spun adevărul? Eu mi-am undeva apărut dubii. Ai acceptat să treci testul la poligraf? Da. Ai planificat răpirea lui Dumitru Grițcu? Am întâlnit cu dânsul și eu spus să-i dau o țigară. I-a spus, du-te, eu știu cum. A luat telefonul din mână, m-a lovit și a fugit. Să oprește o mașină, nu a cunoscut șofierul, nu. M-a soldat ăsta, Serios, a zis în jos și m-a început pe mine bani. Și-a soldat Serios, a rusul jos, șapșa și ala. Tătrii mă băteau. Și m-a luat tătrii și m-a bag în mașină, în bagajnic. M-a dus pe deal. Și m-a dat acolo jos. Tot m-a bătut acolo. Dumitru, el e... implicat de cineva să facă chestiile astea. Acolo, cum e scris în dosarul și ala, nu poate pronunța așa cuvinte cum tu nu se scrie. El spune că l-au lovit cu pumnii și cu picioarele, 4 oameni. După care, a doua zi, merge și își face expertiză și are leziuni ușoare. Și bătea de asta care o merită și... Dar tu care o vrei? Șadă la mine, șadă în piș. Cum îi stăteau, așa să le-o doresc. Sergiu, uite, anume tu ești principalul acuzat în dosarul răpirii lui Dumitru Grițcu, care este și el în legătură directă cu noi. Știu că tu pledezi nevinovat, dar te rog să-mi spui, cum îți explici tu faptul că Dumitru te acuză anume pe tine, că tu ai fi organizatorul răpirii și nemijlocitul participant? Nu pot să vă explic din ce cauză el anume pe noi nu ales
pricina nu pot să o cunosc. O întrebam și pe soția ta mai devreme. De ce? Da? Pentru că orice infracțiune și orice crimă are un motiv. Da? Dacă voi nu sunteți vinovați, atunci se întreabă ce motiv ar avea Dumitru să vă acuze anume pe voi. Putem să-l întrebăm pe... El ne-a explicat, dar vreau să știu ce... Nu cunosc eu niciun motiv care să fie mers noi la așa ceva. La conflictul așa cu fratele, Tudor. Nu, eu i-am spus de vreo câteva ori să-i întoarcă telefonul. I-a explicat normal, eu spus că el să nu mă amestec, fiindcă el s-a împăcat și asta a fost toată. Cât de normal i-a explicat asta? Că aici vorbești calm, frumos, dar dacă e vorba la nervi... Nu a fost la nervi. Clar, scurt și cuprinzător. Sergiu, spune-ne, te rog, l-ai amenințat vreodată pe Dumitru? Nu. Ai avut tu, personal, un conflict? Da, cu dânsa am avut un conflict. Ați avut conflict? Da. Da? Ce fel de conflict? I-a intrat într-o seară o palmă, el era în stare de ebrietate, striga, m-a numit niște cuvinte urâte și atunci i-a intrat o palmă. Asta tot conflictul care a fost între noi. Așa sau altfel, tu afirm că nu ai pus mâna pe Dumitru, nu l-ai răpit, nu ai pus la cale acest lucru. Uite, colegii mei au discutat cu un martor care afirmă că știe unde te-ai aflat tu, Sergiu, în ziua în care ar fi fost răpit Dumitru. Hai să-l auzim împreună, atenție. Da, la 20 a fost ne-o rat să văd ca la mine și la doamna una din... în sat, dar el a fost ideal în timpul și alături. Noi aveam 24 de soți. Și avea încurcătură. Nu cred. A fost așa lucru, că el a fost cu noi împreună atunci. Îl cunoști pe acest bărbat? Da. De la ora 12 până la orele 2, jumate la 3, ora fix, nu mai țin minte, m-am aflat la dânsul la soții. După aceea m-am mutat pe alt teren, unde am continuat să ar până seara târziu. Te-ai mutat pe alt teren? Da. Dar acelălalt teren se află cumva... Distanța e de vreo 5-600 de metri. Asta e la marginea satului și cum se primește intrarea în sat și la marginea satului. Asta e vreo 5-600 de metri până la un teren. Tu puteai să treci prin podul cela unde s-ar fi întâmplat răpirea? Nu. Nici de podul cel se află în mijlocul satului, dar aici noi suntem în marginea satului. Și tot pe marginea satului m-am mutat în alt teren. Dumitru, tu ne auzi? Da, mă aud. Uite, te rog să comentezi și ce ne-a spus Sergiu. Ai auzit și martorul care confirmă că Sergiu a fost în câmp și nu putea să te răpească pe tine, să te bată. Am auzit și eu spus, dar este tot misiune. Dar când spune că ne-a tras o palmă, era el cu Serioja Rusu, era la un păduraj, deci biu ea. Eu eram cu un băiet, Valodia Căbătut. Atunci a tras tot sirepul ca soară, nu, în ouță, mi-a căcat o crator, mi-a tras-o ca să mi-a vrăit-o, nu știu unii. Crasoca nu se ne luată, eu am dat când mă băteau ei, el cu Serioja Rusu mă băteau, la Valodea Păduraru, erau, să deau sub eu. Eu mergeam pe drum, ei au ieșit amândoi. Dar de ce s-au legat de tine? De ce au sărit la tine la bătaie? Atunci tot au zis că de Tudor aici, aia vin în coașă, tot mi-a dus și telefonul el a luat, dar eu telefonul nu l-am luat, eu când l-am pălit pe... Atunci când povestești că ți-a dat o palmă sau a sărit la tine la bătaie, tot din cauza acelui conflict cu fratele Tudor, da? Am înțeles. Da. Sergiu, anterior Dumitru ne-a zis că pe lângă bătăi tu l-ai fi amenințat cu moartea. Doamne feriește! Călucizi! Doamne feriește! Când asta ascultat la Sasha, la iarna iară, la Sasha Biribas în tată, asta iarne. La Sasha Biribas în tată, el a zis că a doua oară, dar mai mult nu a să ajung la poliție. Mă ugraje. Și la mai multă lume mi-a spus că... Sergiu, puteai să arunci o asemenea vorbă? Nu. Nu știi, poate ți-ți pare că nu este o amenințare cu moarte, dar omul așa putea să o perceapă. Când eram la domnul Alexandru Mălai, cum spune Dumitru, eu m-am deplasat încă cu un cumătru de-a meu. Și cu tot cu cumătra copilul de 4 sau 5 ani de zile.
Noi am intrat acolo, el a tăiat în ziua aceea doi purcei, ne-a chemat țara la Șorică. Ne-am dus, eu cu domnul Marin Ghileschi, cu Ala Ghileschi, cu copilul lor amic de 5 sau 4 sau 5 ani. Așa, nu contează. Așa. Am intrat acolo, ei stăteau la masă. Al de Dumitru și încă 2 sau 3 din gașca lor, așa a spus. Și eu m-am adresat la stăpânul casei. Băi, Alexandre, n-al primi o gradă, că e un fel de om rău. Cred că te-ai exprimat altfel. Da, da, da. Da. Și absolut, din ceea ce spun el, nu-i corect. Sunt oameni care pot confirma vorbele mele și vorbele lui. Și ei fi spus că, uite, dacă mai vorbești cu poliția, nu mai ajunge el deodată. Nu i-a spus așa. Nu i-ai spus așa. Dumitru, așa a zis Sergiu, da? Da, a auzut așa. Sergiu, ai acceptat să treci testul la poligraf? Da. Zi-mi, te rog, noi ți-am oferit această posibilitate. Să-mi spui care a fost motivul ca să accepti. Pentru că sunt nevinovat. Așa. Hai să vedem cum a fost acesta. Atenție la ecran. I-am probat sinceritatea lui Sergiu la detectorul de minciuni. Timp de mai bine de 2 ore, expertul poligraf a stat cu ochii în patru la fiecare reacție de a bărbatului. Respirația, pulsul, tensiunea arterială. Așa, sunt doi senzori care o să înregistreze cum transpiră organismul nostru. Ce să se poți și oxigen din sânge? Un oxigen normal. Specialistul a pregătit o serie de întrebări despre presupusa răpirea lui Dumitru Grițcu. Printre ele, expertul a adresat întrebări capcană, care nici de cum nu pot fi ocolite. Testul a început. Ai planificat răpirea lui Dumitru Grițcu? L-ai răpit pe Dumitru Grițcu? L-ai urcat pe Dumitru Grițcu cu forța în portbagaj? L-ați lovit pe Dumitru Grițcu cu bâta? În urma testului, au fost înregistrate reacții destul de complicate. I-am adresat subiectului întrebări clare pentru a stabili dacă el este cumva implicat sau nu în răpirea acelei persoane. Cât de sincer a fost Sergiu la detectorul de minciuni, vedem acum. Sergiu, am rezultatele testului aici pe foaie, dar înainte de a le citi, vreau să te întreb dacă nu vrei să ne mai spui ceva. Da. Nu știu. Ți-a scăpat ceva? Un detaliu? Nu. Acum e momentul să-ți amintești tot ce a fost? Da, nu a scăpat nimic. Ok. Au fost întrebări la care n-ai vrut să răspunzi? La test? În cadrul testului. Nu. Și la toate ai spus adevăr? La toate am spus adevăr. Sau poate s-a întâmplat la vreuna să trișezi sau să spui un neadevăr? Poate, nu, intenționat te întreb, dacă intenționat ai ascuns adevărul. Nu, nu. Dumitru, tu rămâi cu noi în legătură, da? Da, bă. Așa, cred că vrei și tu să afli rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care l-a trecut Sergiu Jacobine. Și acum atenție, au fost mai multe întrebări în cadrul testului care ți-au fost adresate. Da. Eu am pe listă 9, care sunt cele mai importante. Și prima a sunat în felul următor. Ai vreun motiv de răzbunare pe Dumitru? Ai răspuns? Nu. Și este adevăr. Cel puțin așa arată testul. A doua întrebare. L-ai bătut pe Dumitru vreodată? Da. La ce te-ai referit când ai zis da? Când ne-am tras atunci palma. Atunci? Atunci. Totuși nu a fost o palmă. Nu, palmă. A fost ceva mai mult? Nu a fost ceva mai mult. El spune că era Sergiu Rusu, nu era nimeni. Sunt niște prostii de-a lui care le-a îndrugat și până și de-a mu înainte tot așa ține să le îndruge. Așa nu, sau altfel ai recunoscut că l-ai bătut, da. Și ai spus adevărul. Sergei Rusu a participat la răpirea lui Dumitru Grițcu. Nu. Sergei Rusu fiind feciorul doamnei Nina, care este acum plecat în străinătate. Da. Ai răspuns nu. Și ai spus un adevăr. Buzdugan Nicolae, bărbatul despre care Dumitru credea anterior că ar fi fost la volanul mașinii cu care l-ați fi răpit. Buzdugan Nicolae, a participat la răpirea lui Dumitru Grițcu? Nu.
Și acesta este un adevăr. O altă întrebare îl privește pe nepotul tău, Serghei, joacă bine. El a participat la răpirea lui Dumitru Grițcu? Nu. Rezultatele testului arată că aici ai spus un adevăr. Ai planificat răpirea lui Dumitru Grițcu? Nu. Niciodată? Niciodată. Și acesta este un adevăr. Și ultima întrebare. Tu l-ai răpit pe Dumitru Grițcu? Nu. Testul la detectorul de minciuni arată că tu ai spus un adevăr. Acestea sunt rezultatele testului pe care le-a trecut eroul nostru la poligraf. Nu știu dacă, într-adevăr, legislația noastră nu socoate o probă, nu se ia în considerație, dar de ce? Oare de ce la noi în țară nu se cred oamenii care spun adevărul? Îi cred cei care mint cumva frumos, aranjați cu folicioare înflorite. De ce? Care-i motivul atunci reținerii lor la cel 72 de ore? 60 de zile n-au ieșit din ogradă, nu au putut duc să-și hrănească familiile. Care-i motivul atunci? Sergiu, după ce ți-am citit aceste rezultate, văd că plângi. Te-ai emoționat? Calmează. Foarte. Dacă știu cum sunt vinovat, la ce drumuri am ajuns. Eu aș fi vrut să comenteze și Dumitru rezultatele acestui test, care cumva vorbește despre faptul că tu nu ai fi vinovat de răpirea și bătaia pe care a luat-o Dumitru. Din păcate, legătura cu Dumitru s-a rupt întâmplător și el nu mai răspunde la telefon. În aceste momente colegii mei tot încearcă să-l contacteze, dar el nu mai este disponibil. Nu știm din ce motive, că ori fi tehnice sau a fi voia lui, dar trebuie să spun acest lucru, că Dumitru nu mai este aici și nu mai poate comenta. Acum, stimați experți. Din start, de când s-a început emisiunea și am ascultat eroii noștri de pe canapea, eu mi-am undeva apărut dubii la declarațiile date de către noi Dumitru. Ulterior, când l-am ascultat pe Dumitru, aceste bănuieli chiar și-au găsit, adică sunt mai impunătoare. Faptul că Sergiu a fost audiat, adică a trecut detectorul de minciuni și toate răspunsurile lui au fost corecte, deci da, că probă nu va servi ulterior, deci pentru anchetă, însă totuși va fi luat în calcul ca eventuală, deci mai atent să fie verificate toate declarațiile făcute de către Dumitru. Mai mult decât atât, eu vreau să vă fac așa să vă dau un sfat, mai drept spus, să nu vă lăsați pe poziții că da, noi suntem corecți și lăsăm așa cumva procuratura și organul de urmărire penală o să vă facă dreptate, fiindcă eu sunt drept. Chiar și având dreptate, nu că nu aș avea încredere în actul de justiție, nici într-un caz, eu am toată încrederea, dar știu că la noi procurorii sunt axați pe poziția lor și eu să vreau neapărat să vă demonstreze vinovăția. În schimb, dumneavoastră trebuie să aveți niște avocați care să vă, sau un avocat, nu contează, persoane care să vă apere interesele, să prezinte probe și să lucreze pe acest dosar și să demonstreze că sunteți nevinoveți. Nu lăsați pur și simplu lucrurile de la sine. Mulțumim. Deci, apare întrebarea, cu ce a fost transportat Dumitru? Asta e, vorbim așa, niște chestii elementare din dosar, dacă persoana care, proprietarul mașinii, a fost scoasă de sub urmărire penală. Apare întrebare, de ce persoanele astea au fost reținute după atâta timp, după câteva luni de zile? Că sunt niște temeri pentru reținere, că infracțiuni flagrante, că au încercat să se eschiveze, pe toți au găsit acasă, pe toți au reținut și au plasat în arest. De obicei, asta se face multe ori în cazul când asta e un fel de metodă de a o face pe om să recunoască.
Și aici, în cazul dat, nu prea a mers metoda respectivă. Ce ține de dosar, nevastă, după cum a spus și colega, dacă o să aveți încredere doar în faptul voi, eu știu că eu sunt nevinovat, nu o să obțineți nimic. La noi e, nu știu de ce, organul de urmărire penal are un drept discreționar de respinge cererile. De respinge cererile avocaților. Și de, în multe cazuri nici nu motivează. Zic, copii articolul făcut de pe computer, de un fișier pe altul copiat și a făcut ordonanța că se respinge cererea. Nu este la noi, în țara noastră, nu este egalitatea părților în proces. Și în comparație cu colega, eu în actul justiției n-am încredere. Nu este egalitatea părților în proces și nu este o contradictorialitate. Și în timp ce procurorul dispune de materiale, de tot are în față și își face dosarul așa cum vrea, apoi partea apărării este limitată. Și atunci când procurorului sau anchetatorul nu-i convine o cerere sau o solicitare, știe că ar apărea o probă care i-ar combate lui o probă sau mai multe, ei le resping. Că o să fac clarificația în instanță. Dar în instanță, de multe ori, nu se mai clarifică deja nimeni. De atâta e cazul, cred că, într-adevăr, da, testul a arătat ce a arătat. Testul, cu păreri de rău, este o probă indirectă la noi. Chiar dacă și organul de urmărire penală multe ori apelează la acest test pentru când nu mai iau ieșire, ați văzut și cazul cu omorul la Durlești, la vrăjitoare, la extrasens, când trebuie apelează pe tot locul. Și tot noi descoperit. Iată aici v-aș ruga să fiți foarte insistenți. Nu uitați că vă calificați și grup. Și rolul principal, cel mai important și pedeapsa cei mai mari, o primește organizatorul. V-aș recomanda să fiți mai insistenți și acum, iată, cum a apărut numai declarațiile lui Dumitru cu a voastră, da? Deja câte divergență. Cred că e cazul să începeți, nu vă supărați, dar e cazul să începeți să lucra în demonstrarea nevinovăției, dar așa cum scrie cartea, pentru că să vă așteptați că cineva o respectă la noi în țară prezumția nevinovăției. Din 100 de cazuri, într-unul, dacă se respectă, și asta e în cazul când vine un specialist abia tânăr, și încă nu o dovedit să intre în esența sistemului nostru, și mai respect prezumția nevinovăției. Dar dacă o să lăsați așa sorți de izbândă, credeți-mi, pe nimeni tare nu interesează, când nevastă plângeți, nevastă doriți nopțile, retrăgeți. Asta pe nimeni nu interesează. Eu vreau să vă încurajez și să vă zic că dacă cu mult efort, cu mult, mult, mult efort, și la urma urmei, implicați, apelați și la Procuratura Generală, pentru că au secțiile astea de control care se mai implică și verifică ce fac procuraturile teritoriale. Apelați și scriți plângeri, vedeți încălcări, nu vă s-au admis ceva, contestați, sunt proceduri de contestare la judecătorul de instrucție. Nu lăsați așa, v-au refuzat odată și gata, v-ați oprit. La Curtea de Apel, instanță de recurs. Pur și simplu, doar prin insistență și doar prin acțiuni concrete o să dobândiți un adevăr. Eu cred că voi o să o dobândiți, dacă sunteți nevinoveți. Numai dacă sunteți nevinoveți. Mulțumim, Dorin Pavlichin. Dar eu, ascultându-vă azi, mi-am amintit o zicală despre un nebun care aruncă o piatră în râu și 10 buni nu o pot scoate. Și exact este cazul vostru când organul judiciar cumva a mers pe versiunea expusă de Dumitru. Când m-ați întrebat, Natalia, despre detalii, de ce? Uite, el dă atâtea detalii. Noi în platoul acesta am mai auzit oameni care dădeau o sumedenie de detalii, dar nu aveau nicio legătură cu realitatea. Deci au fost cazuri. De aceea, eu vă urez succes să găsiți rezolvarea acestui caz, pentru că, credeți-mă, Dumitru acum a încercat cumva să facă vedetă, pe urmă a închis telefonul, pentru că știa cam care este soluția până la urmă. De aceea, eu cred că așa oameni nu trebuie să le dăm satisfacția să devină și vedete și câștigători de cauză, pentru că este vorba despre 4 bărbați sau 3 care au rămas implicați în dosar, apți de muncă, care au familii de copii de crescut, familie de întreținut și nu trebuie să dăm satisfacție unui om care poate nici nu are ce face. Și eu sunt sigură că el este implicat și în alte conflicte, pentru că așa oameni nu pot trăi liniștit. Aici încheiem liniște și pace vă doresc să-i respecte, dragi și mireoare.